toată seara noapte. Neața. Neața, suntem doar noi doi. Neața. Bine că este și foarte, nu este foarte devreme, este 8:40. Fetițele noastre dorm. Și cum se întâmplă de obicei când e Denisa la noi, profităm și plecăm de acasă. Nu trebuie să-l duc pe iubi la muncă. Să am și eu mașină mâine să merg la ginecolog, că am tot sărit peste câteva programări, că n-aveam cum să ajung, n-aveam mașină. Și nici nu prea aveam cu cine să las fetele, mai ales pe Claudia. Și pe Claudia parcă nu vine să las chiar, să o las chiar așa cu oricine, dar cu Denisa... Cred că Denisa e singura persoană cu care putem să o lăsăm pe Claudia așa, fără nicio grijă, care nu e asistentă, doctor sau așa. Aici s-au cam încurcat treburile. Frumos. Da. Aici tirurile nu prea ar avea voie. Da, iubi, poți să vii și tu data viitoare acasă cu tirul. Și mai era și ăsta... Mai era și ăsta cu platforma lui și nici n-avea unde să se urce, că era aia pe trotuar. Și aici în boschete. Cred că te auzi că bără e foarte tare și aia și asta. Da. Melisuca, îi dai un pupic? Claudia, așa de bună dimineața? Ia fără să o lovești, da? Încet, așa. Și mergem să mâncăm? Noi? Flori. Noi? Câți ani are Melisa? Doi. Și Claudița? Doi. Nu, Claudița are 3. 3. Și pe Claudița a trebuit să o înfofolim că are mânuțele înghețate. Da. Da. Hai să mergem în bucătărie să mâncăm. Vi să mâncăm? Nu. Nu vrei să mănânci? Nu. Să iau jucăriile? Nu. Hai să mergem să mâncăm.
Am avut o grămadă de treabă azi. De fapt, n-am avut așa mare grămadă de treabă, dar... A fost Anti să se joace cu Melisuca. Claudița a fost cu Minte. Așa e, Claudița? A stat și în scaun. Nici nu a vomitat foarte mult. Melisa mi-a vopsit burtica. Ia uitați ce frumoasă e. Bine, m-am murdărit un pic de vopsea. Este foarte frumoasă. Ce-ar fi să... să trebuiască să nasc și să merg așa la spital să nasc. Ce, Melisule, nu vrei să speli dințucii? Păi am luat pasta de dinți de pe asta și nu mai deschide gura. Păi așa face, mănâncă pasta. Haide. Mai pune un pic. Deni, ce zici dacă m-ar trece să nasc și să mă duc așa la spital cu... Ar fi super. Nu, ar fi super, că Florin nu e acasă și nu vreau să nasc. Da. Nu, pentru că tu ai mâncat. Hai, deschide gurița să te spele. Deschide gurița, ce dau după aia? Cum mă spăl eu? Să iei asta. Vrei să mă spăl eu? Ia asta. Hai. Capacul. Unde-i capacul? Parcheală. Deschide gurița să spele Denisa dinții. Bine, bine. Sus? Hai să spălăm și sus. Nu. Nu mai curge? Trebuie să cumpere mami alta? Hai că o să cumpere mami altă pastă, da? Stai tu! Dar arată-i așa, deschide gurița ca să poată să te spele. Deni, bine, 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 bine. Deni, stai un pic. Melisa, cine e ea? Nana. E Nana? Nu știu cum a ajuns de la Denisa sau de la așa. Deni la Nana. Așa, știi, face, așa. Îți face Melisa... îți face mami lăptic? Îți face mami lăptic? Da, stai să te spele pe dinți. Ai spălat dinții? Ia să vă țin curați. Hai, repede, vai, uite că încă sunt murdari. Repede, că se uită mami și vede că ai dinții murdari. Deci e foarte ambițioasă în seara asta. Melisa, hai, deschide gurița. Uite așa. Așa, bravo, uite cum deschide Melisa. Bate palma. Bate palma. Hai că mă duc să-ți pun laptele la încălzit. Bate palma. Numai că știi care e partea nașpa, Deni, că parcă începe să mă mănânce un pic. Da? Un pic, da. Încă oricum nu e nașpa tare, dar un pic mă mănâncă. Să-i pun și Melisei lapte la încălzit, să ne pregătim ușor, ușor de nani. Că n-am făcut mare lucru astăzi, dar a trecut ziua, a trecut timpul. Și... să ne odihnim. Am o mască pe față, nu știu cât se observă. Și codițul cu leanele are nevoie de dragoste. Vezi că îi mai trebuie o poste de dragoste înainte să fac o noni do. Fetiță lui mamă, fetiță, fetiță, fetiță. Tu n-ai făcut poze cu mami și cu burtica. Dar nu-i nimic, că nici Melisa nu prea a stat. A trebuit să mi-o spăl, că deja se fărămița, că am avut o parte vopsea de piele și o parte vopsea pentru copii, adică tot non-toxică, dar nu rezista prea bine pe piele. Și aia începea să se sfărâme și să mă mănânce pielea. Ce faci? Ha ha.
Bebeluaica lui mama, bebeluaica mică care vrea dragoste, vrea dragoste ea. Și Lili face ture sus, jos, sus, jos, sus, jos, că nu știu unde se împarte, la Claudia sau la Melissa. Și tot urcă, coboară, urcă, coboară, dar așa, cam din două în două minute. Așa-i? Așa-i tu, goșule. Ți-am luat locul, așa-i? Ți-am luat locul și de-aia ești așa supărată și nu știu unde să te așezi. Ce dorești? Nu se poate. Nu poate ser. Ei, vezi că te iau, Claudia, și te jumulește de nu te vezi.